Vorbim cu domnul Berții, nu mai are nevoie de nicio prezentare, dar nu neapărat în calitatea sa de om de muzică, de folchist, să spunem, ci în calitatea sa de călător prin lume, a ajuns în Valea Timocului și acolo lucrurile nu sunt chiar foarte, foarte ok cu România. Ai cântat pentru românii din Valea Timocului. Dacă poți să spui pentru cititorii de Genius ce te-a impresionat în acel concert, dacă ai apucat să discuți cu oamenii de acolo. Da, apropo de călătorii și de prima mea prezență în Valea Timocului, ziua aia când am mers în 12 decembrie, duminică, chiar a fost o zi interesantă de călătorie, am aflat dimineața că de la prânz se închide trecerea de la porțile de fier, eu eram la Craiova, pentru nu știu ce reparații și atunci am apelat la altă rută prin Calafat și de acolo am trecut cu Bacu și am luat-o prin Bulgaria și am ajuns pe partea altă la Negotin, în Valea Timocului. Și chiar râdeam pe Bac că spuneam, domnule, în iarna asta cu avionul fusesem, cu trenul deja fusesem, cu mașina am fost, mai trebuia pe calea apei și uite că am realizat-o și pe asta cu Bacu. Am mers și eu cu un Bac, n-am mai mers de multă vreme și mai ales în zona aia n-am fost niciodată, în zona Calafatului, să trec dincolo. La Negotin și toată... Cum te-au contactat ei sau cum a venit ideea asta? Ei mai de mult vreau să realizeze un concert cu mine. N-au avut toate datele mele și atunci au apelat la Departamentul Românii de Pretutindeni și prin ei am ajuns la Negotin. Acolo am găsit, să știu, o populație românească. Ei spun că sunt și vlahi, spun că sunt români, sunt destul de conectată la ceea ce se întâmplă în țară. Ascultă mult radiourile noastre, Radio Craiova, Radio Reșița se prinde acolo foarte, foarte bine. Și le ascultă și câteva organizații bine puse la punct. Am și găsit un nou protopopiat și un preot care slujește acolo, un preot venit din țară. Știau refrenele? Știau refrenele, știau cântecele. Foarte mulți români de acolo sunt, pentru mine nu era nimic nou, că era cam pe la noi, cam pe aici. Foarte mulți români de acolo erau plecați la muncă, în alte părți. Ei, fiind obișnuiți cu bani destul de mulți, adică ne povesteau că în momentul în care a murit Tito și în momentul în care a venit Milošević la putere, salariul mediu acolo, în zona respectivă, era cam de 2000 de mărci. Deci o sumă destul de importantă vis-a-vis de ce salarii medii aveam noi aici, în țară. Aveam 4500, dacă... Cred, da. Deci, se și vede asta din construcțiile caselor, din case foarte frumoase, foarte mari, foarte ordonat făcute, dar mare majoritate cu obloanele trase, semn că oamenii sunt plecați și vin doar de sărbători. Cam ce se întâmplă și pe la noi, în anumite zone. Bun, se spune că își spun vlac sau spun că sunt vlac, cine îi întreabă? Cine îi chestionează de apartenența etnică? Asta discuțiile cu ai noștri, cu cei care interesează rădăcinile și tot acest tocmai parcurs. Interesează pe cineva această comunitate? Da, de la noi, da, dar cred eu că nu atât de mult cât ar trebui. Deci, cred că în zona aceasta mi-a făcut destul de puțin. S-a încercat acum în ultimii ani, un pic ca dovadă și treaba aceasta cu prezența mai accentuată și a Bisericii Ortodoxe de la București și prin tot felul de acțiuni care le-au avut acolo. Dar lucrurile astea
din câte am observat, nu sunt primite cu foarte bun în zona acolo. Cum? Concret, ce ai văzut? Păi concret, n-am văzut nimic de ce ziua care am fost noi cu concertul, tot a fost în regulă și oamenii au fost foarte primitori, dar la o săptămână după aceea am văzut că chiar unul dintre șefii comunității românești de acolo îi ciuruiseră casa cu în semn de avertisment, așa, fără să... Doar i-au tras o rafală de mitralieră pe casă și pe geamuri. Nu, ca să nu uit. Să vorbești cu românii de acolo. Foarte puțin, foarte puțin. Ei au venit la concert, concertul fiind în Negotin, ei au venit de pe mai multe sate. Și eu când am ajuns la sală, deja i-am găsit acolo și după aceea am stat cu ei de vorbă extrem de puțin cât am schimbat, am dat autografe pe CD-uri, ne-am... Atmosfera care e asta în față de Chișinău, că bănuiesc că și la Chișinău ai avut public tot românesc, nu cred că au venit rusofoni. La Chișinău e cu totul altceva ca atmosfera. Deci la Chișinău, odată că cei de la Chișinău sunt mult mai conectați la și la tot ce s-a scris muzical, vorbesc, și mai conectați la ce se întâmplă politic. Atmosfera la un concert la Chișinău, și la Chișinău am fost pe 15 decembrie, e cu totul alta. Adică acolo te iau pe sus de la prima piesă, știu tot și cântă cu tine până la capătul concertului. E cu tot altă atmosferă acolo, dar sigur, aici în Valea Timocului nici nu mă așteptam să fie mai altfel, fiind, dacă vrei, și o zonă mai rurală și atunci cu predilecție ei erau mai spre partea folclorică, muzică, folclorul bănățean, oltenesc, ceea ce s-auzea răzbate de pe posturile Radio Craiova sau Radio Reșița în zona respectivă. Pe când la Chișinău stă cu totul altfel. Chiar că venim vorba, folcul la noi e mai răspândit în orașe, probabil. Ai avut concert la țară? Da, am avut concerte la țară și să știi că și la țară noi chiar privim, din punctul ăsta de vedere, suntem un pic conservatori în gândire când spunem că la țară ar merge sau să prinde numai populara. Să știi că nu este adevărat, fiindcă deja publicul din zona rurală este un public bine informat și chiar este mai credincios vis-a-vis de niște lucruri de suflet, vis-a-vis de niște creații de suflet. E mai apropiat de lucrurile astea și spun asta fiindcă am fost în niște concerte în zone rurale unde, în afară de folk, au fost și alte momente artistice din acelea cu pozitive, cu fete foarte zglobiși, foarte arătoase, dar care în rest nu muzical nu prezintă nimic. Și să nu crezi că au făcut furori în treaba aceasta. Îmi aduc aminte, am mers vreo 2-3 ani în sus undeva, pe Valea Urghiului, în județul Mureș, niște festivaluri excepționale care le organiza pe vremuri prefectura acolo, și erau din toate satele și benițele și cu case de ale lor făcute și cu mâncăruri și cu astea. Și concertul era de înalt nivel, am fost eu, a fost Voiculeț cu Naiu, diferite trupe, știau foarte, foarte bine să aprecieze lucrurile de valoare. Deci e greșită cumva ideea că poți să te duci într-o zonă rurală și acolo poți să cânti orice. Ba, din contra, îi spune că cu cât e orașul mai mare, cu atâta publicul a devenit mai... sătul, să spunem, în ghilimele, privește toate lucrurile mai condescendent, mai lasă că din asta am auzit noi, mai pretențios. Noi din asta. Pretențios, dar pretențios fără să, cum să spun, că și e mai mult prețios decât pretențios. Când vii la Prețioșii din București? La Prețioșii din București, pe 20 o să fiu. Peste vreo 10 zile, 11 zile, luni seară, la Teatrul Excelsior,
eu să spunem că e teatru nou. E teatru nou, este teatru care s-a construit în, pe vechiul loc al teatrului Excelsior, vis-a-vis de Ministerul Sănătății. Acolo e o clădire de sticlă, unde la etajul, parterul, etajul 1 și 2 a teatrului Excelsior, e un vis a maestrului Ion Lucian de a-și realiza o sală după inima lui, cum se spune, a realizat-o, este o sală superbă, unde se desfășoară în principal spectacole pentru copii. Dar, uite, Diana a făcut Andrieș acolo un concert și s-a simțit foarte bine. Și eu am văzut sala și am spus, e o sală mică, dar e foarte cochetă, elegantă, bine dotată ca sonorizare, la tot, și am spus, de ce să nu facem un concert acolo de, de dragobete. Și atunci, de dragobete, și impresarul Aurel Mitran, cel care se ocupă la Excelsior de toate lucrurile astea, i-a spus numele Dragoberții, făcând un joc de cuvinte. Sala respectivă, acum, se simte lipsa casei Iliad? A, da. Da. Și n-ar putea prelua, că mă gândesc, copiii de la teatrul de copii are loc dimineața. Se duc copiii dimineața după masa, seara ar putea să o lase folcului. Seara ar putea, sigur. Asta ține de ei, de politica lor a teatrului. Adică dacă vrea cineva comedie, sunt tot felul de stand-up comedie. Exact. Dacă vrea, nu știu, muzică, exact, asta internațională, să duce la un anumit bar, dar de folk așa nu prea. Poate uite așa din una la alta, că a cântat Andrieș și altul, se cânt odată eu, poate mai cânt altul, poate altul, și poate încet, încet se stabilizează la un concert la două săptămâni sau ceva. Dar la ceea ce a fost Eliadul nu se poate apropia, fiindcă acolo a fost o poveste boemă a vieții voastre. Vă mulțumesc, ne vedem pe 20. Pe 20 februarie, de la orele 20.